Domnule profesor, suntem de la revista Viața de Apoi. Am vrea să ne împărtășiți din activitatea dumneavoastră și am dorit să facem un serial. Și am vrea să știm câte ceva din activitatea dumneavoastră. Doamnă, eu în materie sunt un autodidact. De mic copil am observat că mi se lipesc obiectele de mâini. Cum atingeam un obiect, rămânea la mine. A, ce, ajunsesem, aveam o magazie, m-am și speriat. Dar a fost prea târziu. Când am fost eliberat din școala de corecție, am început să aud voci. Ah, ca Ioana Darc. Ioan, nu știu, nu cunosc, eu ies foarte rar. Cine erau vocile? Păi nu era nimeni, adică nu era nimeni de dincolo. De fapt, era de... dincolo, era de la etajul de deasupra noastră, știți? Deasupra noastră, la etajul 4, locuia o femeie pe care o chema Fifiloanca Drăgălău. Tata spunea că lucrează la circulație, că era o circulație la ea ca la curtici. Cine nu știa etajul și apartamentul, striga de jos, dar să striga mult. Unii locatari plecaseră în bejenie. Bun. Ce alte semne ați mai avut? Păi de la semne mi s-a tras. Mi-am făcut semne cu diverse persoane feminine până când am dat de o persoană mai... o chinezoaică, Madame Hai Cucai. Hai Cucai, cu ca de la kilogram. Chinezoaică, chinezoaică, din tată rudar și mamă buzoiancă. Eram în autobuz, veneam din excursie din Turcia. Știți, aduceam niște provizii, că am dus rulmenți, topoare, bricege, cuțite, am dus și o macara rulantă, eram deșelat. Mai cu seamă că acolo am întâlnit o turcoaică de mizil, foc, șarpe. Mi-a ronțăit asta rulmenții de parcă erau cornflakes. Știți, m-am uitat în ochii ei, i-am fixat. Mi-am fixat ochii în pupilele ei, avea niște ochi când clipea, parcă își făcea vânt cu evantaiul. La prima haltă, când pasagerii au cerut o mică pauză, am coborât și eu. Am intrat în pădurice și aud dintr-o tufă: ești mediu bun, hai zic vocile. Era ea, a ieșit din boschet. Era goală în partea de sud, în sus era îmbrăcată cu mărgele și cu fusta așa într-o mână, ca un framă în vârf de băți. S-a apropiat de mine și mi-a șoptit: să-ți fac horoscopul. Foarte interesant, foarte interesant. Da. Parcă n-ar fi fost pământeană, nu? Da. Mi-am dat seama imediat că este sora mea complementar cosmică. Și i-am dat buletinul. L-a verificat puțin și mi-a spus: ești cocoș. Vai de mine, doamnă, n-am știut nimic, vă rog să mă credeți. Eu mă credeam om. Nu, ești cocoș după horoscopul chinezesc cu animale. Domnule profesor, ar fi poate instructiv și pentru cititorii noștri și pentru telespectatori, iacătă, suntem în emisie, să faceți câteva precizări asupra studiilor dumneavoastră, asupra concluziilor la care ați ajuns. Vă rog. Concluzii. Ar fi prematur. Ce am fixat însă din capul locului este faptul că eu sunt cocoș. Sunt semn de aer, adică sunt aerian când mă uit în portofel. Domnule profesor, asta este o caracteristică general valabilă. Da. Să mai vorbim. Deci, cocoșul iubește natura, scrie în horoscop și este foarte adevărat. Uitați, aseară m-am dus cu nevastă mea în parc. Romantic. Auzi poșnetul frunzelor, mi-a zis nevastă. Auzi clipocitul apei, auzi greierii. Nu sunt greieri, mamă, sunt fermoare. Și am și plecat, ca să nu-i vie vreo idee greșită. Ea rămăsese ca la dentist, alerga și se mira.
Da, să revenim. Da. Față de celelalte animale. Da. Cum stați? Păi... Poziția dumneavoastră. Păi eu nu trebuie să mă întâlnesc cu bou. Da, poți. E, cu cine mă înțeleg așa mai bine, mă înțeleg cu maimuța. Da, nu trebuie să afle tigru. Nevastă mea. Găina, însă, nu-mi este accesibilă. Nici nu știu cui îi mai e accesibilă la prețul ăsta. Alte potriviri? Potrivirii, mă potrivesc foarte bine cu iepurele. Nici eu, nici el nu putem trăi fără un morcov. Domnule profesore, vista noastră are un anumit profil. Da, vă rog. V-am ruga din această, ținând cont de acest lucru, v-am ruga să vă axați pe această idee, adică să fiți mai transcendental. Ah, transcendental. Păi spuneți așa, cocoșul iubește călătoriile. De exemplu, Magellan, care a fost cocoș, la prima lui călătorie în jurul pământului, a descoperit o strâmtoare și era om matur. Eu am descoperit strâmtoarea de mic copil și nu mai ies din ea. Suntem însă norocoși la drum, în călătorie. De exemplu, Magellan a traversat Pacificul și de-abia în Filipine a fost omorât, dar nu cu răutate. Eu am plecat de la București la Constanța și de-abia la Cernavodă mi-am dat seama că nu mai am nimic. Aș fi vrut să plec în China să-mi verific horoscopul la fața locului, dar o voce interioară îmi șoptea mereu. Am vrut să plec cu taromul și îmi spunea, nu pleca, nu pleca, nu pleca. Te duci cu un morman de bagaje și te întorci mai eu. E foarte interesant ceea ce spuneți dumneavoastră, dar abandonați ideea centrală. Da, profesor, ce contează viața materială? O, Doamne. Care este după dumneavoastră animalul care are cel mai fericit destin? Da, cel mai fericit destin după mine este calul. Dacă mama intra în grevă vreo 3 săptămâni, mă nășteam cal. Și acum făceam reclamă la Marlboro sau nechezam în farfurie, da, domnule, pe post de mânzat. Domnule profesor, da. Să ne întoarcem la cocoș. Aveți perioade de fericire, de împlinire, prospere? Vai de mine, doamnă. Ați atins punctul cel mai important. Anul meu fericit, cel mai prosper, este anul 2041, cum scrie și aici, la pagina 85. Anul prosper al cocoșului este anul 2041. Așa credea și răposatul. Domnule profesor, sunteți cocoș. Da. De ce animale trebuie să vă feriți? Da, sunt mai multe, doamnă. Trebuie să mă ferez de mistreț, de canalie, de mitocan, de găgăuți, de cârtiță. Da, bine, așa trebuie să mă ferez și de șobolan, dar șobolanii sunt sub înalta protecție a primăriei și... Situația internațională vă preocupă? Viitor? Bineînțeles. Cum vedeți viitorul? Viitorul, ce să vă spun, viitorul este puțin. De exemplu, în timpul lui Magellan, că tot am vorbit de el, era o performanță să ajungi în Țara de Foc. Acum țări de foc peste tot. Sau uitați-vă în nordul Irakului. Umblă aia săraci în Kurdistanul gol. Dacă o mai ține așa, cădem de pe glob, doamnă. Și la noi? La noi ca la nimeni. La noi e pace și armonie și consens general. Păi dacă a dispărut și proverbul, îl știți, proverbul neauș, să-i moară capra vecinului. Acum așteptăm să moară vecinul să-i luăm capra. Domnule profesor, vă mulțumim. Am putea spune că primul capitol al serialului nostru este făcut.
Studiile dumneavoastră v-au dat o anumită clarviziune. Sunteți un vizionar, domnule profesor. Puțin cam sceptic, așa cum stă bine unui cocoș de rasă, nu? Puțin pesimist? Doamnă, este o altă caracteristică a cocoșului. Pesimismul și... El, de fapt, este un sceptic și un pisălog. Pisălog te bate la cap. Asta i-a rămas de la găină. Știți, e un semn de dragoste. El bate ca să-ți deschizi sufletul. Dar hai să fim mai optimiști acum. Este primăvară, este sărbătoare, e soare, e frumos. Să cântăm, să dansăm. Mai un tango, mai un vals, mai un rock. Sărească Dumnezeu d-un cazacioc. Stăteam la o masă la restaurant. Cerusem permisiunea să iau loc pe un scaun care era liber și bărbatul care își sorbea tacticos berea acceptase, printr-o elegantă înclinare a capului, să-i țin companie la masa aceea așezată atât de discret lângă fereastră.